Am luat act de hotărâre a Curții Constituționale și primul lucru care trebuie spus este că atât eu, ca președinte interimar al României, cât și Partidul Național Liberal vom respecta, așa cum am anunțat și cum este corect, hotărârea Curții. Și ca atare, cursul procedurilor care urmează va fi parcurs. Nimeni nu pune la îndoială respectarea deciziei Curții Constituționale. Al doilea lucru, la fel de clar, este că socotim această hotărâre a Curții nedreaptă. Nedreaptă pentru că ignoră votul a 8 milioane și jumătate dintre cetățenii români. Nedreaptă pentru că ignoră, de fapt, prin acești 8 milioane și jumătate, o majoritate reală a cetățenilor care ar fi trebuit, conform tuturor legilor în vigoare, invocate chiar de curte, să constituie cvorumul. Nedreaptă pentru că ignoră legile pe care însăși curtea le invocă. Fie că vorbim de legea referendumului, fie că vorbim de legea pentru alegerea președintelui României, există articole, le-am citat în repetate rânduri, s-au dezbătut public, care spun foarte clar cum și din cine se constituie cvorumul. În mod paradoxal, în mod contradictoriu, cu propriile sale decizii, cu propriile sale hotărâri, cu propriile sale solicitări, Curtea Constituțională a refuzat să ia act de situația că cel puțin peste 2 milioane de alegători români nu puteau figura în listele permanente și ca atare nu puteau fi luați în calcul la cvorum. Al treilea lucru pe care vreau să-l anunț este următorul. Chiar dacă respectăm decizia Curții Constituționale și chiar dacă în baza acestei hotărâri Traian Băsescu va redeveni din punct de vedere legal președinte al României, pentru noi Traian Băsescu nu mai este președinte al României sau este un președinte ilegitim pe care din punct de vedere politic nu îl recunoaștem. Și nu îl recunoaștem pentru că noi avem de ales între a recunoaște o hotărâre așa cum a fost ea luată a curții, pe care din punct de vedere legal nu o respingem, și a recunoaște voința cetățenilor români care s-au exprimat la acest referendum. Inițierea procedurii de suspendare și referendumul au fost încercarea noastră de a soluționa cât mai repede, cât mai democratic, cât mai transparent și cu consultarea voinței populare, marea problemă a României politice de azi, care este regimul Băsescu. Și vedem foarte bine cum astăzi, din punct de vedere birocratic, regimul Băsescu forțează o victorie, forțează revenirea în funcția de președinte a unui om care a fost în măsură copleșitoare delegitimat de majoritatea românilor. Un om ales președinte cu 5.300.000 de voturi și destituit efectiv din această funcție de 7.400.000 de voturi. Nu putem să punem problema coabitării, pentru că nu e vorba de coabitarea noastră cu Traian Băsescu, ci e vorba de coabitarea acestor 7.500.000 de români. Și acești oameni nu mai doresc să mai coabiteze cu Traian Băsescu. Traian Băsescu poate să coabiteze cu parchetul general, poate să coabiteze cu majoritatea Curții Constituționale, poate să coabiteze cu serviciile secrete, poate să coabiteze cu instanțe internaționale, nu mai poate coabita cu 7.500.000 dintre români, o majoritate copleșitoare a corpului electoral care a fost și rămâne activ în România și ca atare nu mai poate coabita cu noi. Pentru că obligația noastră politică nu este față de Curtea Constituțională, nu este față de
Traian Băsescu și prietenii săi dinăuntru și din afară, ci este față de aceste 7,5 milioane de oameni. Da, am spus limpede în Parlamentul României și am repetat după aceea că dacă Traian Băsescu nu va fi demis de voința alegătorilor români, mă voi retrage definitiv din politică. Ei bine, spun astăzi foarte clar. Nu mă retrag din politică pentru că Traian Băsescu a fost demis în realitate, pe fond, pe temeiuri de legitimitate de majoritatea cetățenilor români. Eu mi-am luat angajamentul demisiei în fața expresiei de voință a românilor. Nu mi-am luat angajamentul de demisie nici în fața Comisiei Europene, nici în fața Departamentului de Stat, nici în fața majorităților construite, ele știu cum, ale Curții Constituționale. Astăzi rămân și eu și Partidul Național Liberal în serviciul oamenilor care sunt nedreptățiți. Astăzi rămân în serviciul oamenilor care și-au spus cuvântul și și-l-au spus copleșitor. Cel care trebuie să demisioneze este Traian Băsescu. Că nu o face, e problema domniei sale. Eu nu fug în fața tuturor combinațiilor de putere pe care Traian Băsescu le face. Cum aș putea pleca în momentul în care doamna Monica Macovei anunță public lista cu oamenii politici care trebuie arestați pentru că au inițiat o procedură democratică susținută de 8,5 milioane de oameni? Cum aș putea să le cer acestor oameni să creadă în continuare în democrație, să creadă în continuare în puterea votului, să creadă în continuare în faptul că România este o țară independentă, dacă eu aș fugi? O aștept pe doamna Monica Macovei să mă aresteze, aștept parchetul partid sau partidul parchet care impune minoritar voința sa românilor să mă aresteze, pe mine și pe cei toți care suntem în slujba acestor oameni. Recunoaștem și vom aplica hotărârea Curții Constituționale, deși e nedreaptă, pentru că noi nu putem să folosim armele regimului Traian Băsescu. Pentru că noi credem în regulile democratice, pentru că noi credem în puterea răbdătoare a democrației și pentru că noi credem că voința oamenilor din această țară trebuie respectată. Partidul Național Liberal rămâne în serviciul celor 7,5 milioane de oameni. Cu toate riscurile, cu toate eforturile, cu toată frustrarea și dezamăgirea pe care astăzi o simțim și noi, ca toți acei cetățeni români care își văd votul și voința batjocorite. Și apelul meu și al nostru la acești cetățeni este să creadă în continuare în democrație, să respecte în continuare reguli. Dar în același timp, apelul nostru este și următorul. Dragi români care vedeți astăzi votul vostru batjocorit, dragi români care vedeți că soarta României este dictată astăzi pe alte rațiuni decât cele democratice, manifestați-vă și apărați-vă puterea de cetățeni. Respectați legile, respectați Constituția, dar faceți-vă simțită voința și prezența. Nu putem fi la nesfârșit ignorați, nu putem fi la nesfârșit călcați în picioare. Sunt pe deplin solidar cu premierul Victor Ponta, cu Guvernul Uniunii Sociale Liberale și chem toți membrii Partidului Național Liberal, toți oamenii care ne-au votat, toți oamenii care au încredere în noi, să sprijine acest guvern. Sunt absolut convins că menținerea Uniunii Sociale Liberale nici nu trebuie pusă în discuție, că Uniunea Social Liberală este formula, alianța politică în care românii au avut și trebuie să aibă în continuare încredere și cred că toți trebuie să ne unim eforturile pentru a lupta democratic în continuare pentru înlăturarea regimului Traian Băsescu. Regimul Traian Băsescu înseamnă combinația între voința unui om care a încălcat și probabil va mai încălca de câte ori va avea ocazia Constituția și instituții ale statului sau oameni care conduc aceste instituții ale statului,
care se socotesc deasupra legii. Nimeni, o spune Constituția României, o spunem noi, Partidul Național Liberal, o spune Uniunea Social Liberală și trebuie să o spună majoritatea cetățenilor României, nimeni nu este mai presus de lege, nimeni nu este stat în stat. Nici Traian Băsescu, nici Parchetul General, nici Consiliul Suprem al Magistraturii, nici Curtea Constituțională. Nimeni, deși suntem parte a Uniunii Europene, a Alianței Nord-Atlantice, nimeni nu poate dicta în România ca într-o colonie și toți cetățenii conștienți, curajoși și convinși de dreptatea lor ai României trebuie să continue lupta. Eu îmi voi relua activitatea politică în calitate de președinte al Partidului Național Liberal și copreședinte al Uniunii Social Liberale. Noi toți va trebui să ne facem exponenții politici ai tuturor oamenilor care doresc schimbarea regimului Băsescu și mai devreme sau mai târziu, regimul Băsescu va cădea. Pentru că România nu poate rămâne singura țară a Uniunii Europene în care cei care au în spate votul popular să fie acuzați de lovitură de stat, nu poate rămâne singura țară a Uniunii Europene în care cineva din afară să vină să dicteze verdicte și nu poate rămâne singura țară a Uniunii Europene în care oameni desemnați să ia decizii atât de importante precum cei din Curtea Constituțională să se joace cu legile, să le încalce, să-și încalce propriile hotărâri. Sunt momente dificile și aș vrea să închei adresându-mă tuturor oamenilor care astăzi resimt frustrare, dezamăgire, neîncredere în democrație. Și tuturor acestor oameni le spun, am făcut ceea ce trebuia făcut, ați făcut lucrul corect în democrație. Ați venit, v-ați dat votul, v-ați spus părerea în legătură cu destinul acestei țări. Nu renunțați la convingerea că votul vostru contează. Nu renunțați la convingerea că solidaritatea noastră, oameni politici, societate civilă, simpli cetățeni, este cea care va impune în cele din urmă destinul acestei țări. Traian Băsescu nu își va da demisia, Traian Băsescu va continua să mintă, propaganda sa plătită gras în continuare, direct sau indirect din bani publici, va continua să mintă. Partidul Popular European deja face comentarii în legătură cu ce ar trebui să facă instanțele și instituțiile României. Nu avem de ales, trebuie să continuăm lupta cu încredere în democrație, cu respectarea legii și cu convingerea că avem fiecare un singur vot, avem o singură viață, avem o singură țară. Pentru aceste lucruri mergem înainte, mergem până la capăt, fără să fim intimidați, fără să fim timorați, fără să fim dezamăgiți. Pentru că toți cei care astăzi serbează victoria împotriva poporului român se bazează pe lehamite, se bazează pe dezamăgire, se bazează pe teamă. Partidul Național Liberal, Uniunea Social Liberală, eu, Victor Ponta, toți oamenii care ne-am angajat în această bătălie, nu suntem dezamăgiți, nu ne permitem să ne fie lehamite, nu ne permitem să fugim, nu ne permitem să renunțăm la speranță. Vom lupta până la capăt și vom elibera țara de regimul Traian Băsescu. Vă mulțumesc dacă sunt câteva întrebări, vă rog să le puneți. Domnule președinte Andreea Vorniciuc, domnul TV, spuneați că Traian Băsescu nu poate coabita cu noi. Acest noi face referire la PNL sau la USL și dacă v-ați consultat cu primul ministru Victor Ponta înainte să transmiteți acest mesaj, având în vedere că se fac declarații de... 7,5 milioane de oameni nu vor să mai coabiteze cu Traian Băsescu. Coabitează de 8 ani cu Traian Băsescu, știu ce înseamnă regimul Traian Băsescu și prin votul lor au spus foarte clar că nu mai vor să coabiteze cu Traian Băsescu. Dacă acești oameni nu mai vor să coabiteze cu Traian Băsescu, Partidul Național Liberal, cel puțin, nu își permite să coabiteze cu Traian Băsescu și nu va coabita cu Traian Băsescu. V-ați consultat cu primul ministru? Vorbesc în numele Partidului Național Liberal și m-am consultat cu oamenii care conduc Partidul Național Liberal. Cunosc punctul de vedere al premierului,
E corect ca domnia sa să-l exprime și este de altfel foarte probabil că împreună, poate chiar în cursul zilei de azi, vom avea și o conferință de presă comună. Bună ziua, Dana Badea, Money Channel. Aș dori să vă întreb cum veți duce această luptă împotriva regimului Traian Băsescu, având în vedere că cele două luni de interimat s-au reflectat asupra economiei românești. Am văzut și mesajul lui Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale. Așadar, cum veți lupta împotriva regimului fără a afecta economia? Să nu amestecăm lucrurile. Această poveste cu economia afectată de suspendarea lui Traian Băsescu, noi nu o înghitem. Economia României a fost pusă de butuci de guvernările regimului Traian Băsescu. Niciodată, dar niciodată, pentru un om care crede în democrație, și mă refer acum la un simplu cetățean, nu va fi convingător argumentul taci, înghite, nu-ți exprima voința că scade leul. Nu mă interesează, din acest punct de vedere, nici măcar comentariile guvernatorului Muguri Sărescu. România are dreptul la democrație, referendumul e un instrument democratic, iar ceea ce trebuie să facă și ceea ce face guvernul pentru însănătoșirea situației economice este o cu totul altă problemă. Dacă vom continua lupta împotriva regimului Traian Băsescu cu toate armele democratice și legale, așa cum am făcut-o și până acum. Faptul că leul se depreciază va afecta și pe cei 7,5 milioane de români care au votat pentru demiterea lui Traian Băsescu. Doamnă, dacă dumneavoastră credeți că eventual dizolvarea tuturor partidelor politice în afară de Partidul Democrat sau eventual dizolvarea tuturor partidelor politice în afară de parchetul general și conferirea de puteri totale lui Traian Băsescu ar duce la un leu foarte puternic, eu mă îndoiesc și nu iau în calcul o asemenea ipoteză. Vineri declarați că sunt șanse infime ca președintele să se întoarcă la Cotroceni. Cum ați primit azi această veste și cum vedeți verdictul curții? Adică s-a discutat doar 3 ore și s-a luat un verdict. Eu declaram că sunt șanse, apreciam că sunt șanse infime, coroborând niște date, niște articole de lege, niște hotărâri ale curții înseși și niște cifre. Pornind de la premiza raționalității și corectitudinii deciziei pe care judecătorii, indiferent de originea lor la numire, o pot lua. Evident, în sensul acesta, am fost surprins de decizia curții, sunt dezamăgit, sunt frustrat, ca atâția și atâția oameni din această țară, de decizia curții. În același timp, știu și le spun și acestor oameni că sub orice formă ne-am manifestat nemulțumirea și e normal să o facem, nu avem altă cale în democrație decât să respectăm regulile și dacă această hotărâre a fost luată cu o majoritate calificată, ea trebuie aplicată, trebuie respectată. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, Luara Ștefănescu, Televiziunea Română. Decizia pe care ați luat-o astăzi de a nu coabita cu președintele Traian Băsescu afectează în vreun fel stabilitatea guvernamentală? Nu, în niciun fel. Partidul Național Liberal este implicat, după cum știți, la guvernare, participă, este parte a acestei guvernări. Tot partidul, așa cum am spus și înainte, sprijină guvernul, sprijină atât miniștrii noștri, cât și ceilalți miniștri ai cabinetului Ponta, sprijină, evident, pe primul ministru și îl sprijină pentru că prin guvern putem face ceva pentru cetățenii acestei țări, pentru toți, nu doar pentru 7,5 milioane. Doamne președinte, Marius Ulpe, Realitatea TV. 2000 întrebări. Ați spus că veți cere românilor care au votat la participarea referendum să-și apere drepturile ca cetățeni. Sub ce formă ar trebui să-și apere acești români drepturile? Asta și unul la mână, și de la mână, iertați-mă, a spus că veți continua lupta și că nu veți demisiona. Și domnul Traian Băsescu a spus la un moment dat că va demisiona după 5 minute, dacă va fi suspendat. N-a făcut acest lucru. Nu vă uitam că ar putea fi comparat cu domnul președinte? Mulțumesc. Cetățenii români aleg formele sub care își apără drepturile prin manifestări civile. Singura mea recomandare, dacă pot să-mi permit, sau ce cred eu despre aceste forme, este că trebuie să fie unele legale. În rest, nu dau eu sugestii, dar spun ceea ce putem constata toți, că e o țară în care nu-i suficient ca oamenii să voteze, votul lor poate fi foarte ușor ignorat, ca să nu spunem batjocorit, așa cum s-a întâmplat acum.
Nu văd niciun fel de legătură între declarația lui Traian Băsescu cu demisia în 5 minute și declarația mea. V-am evocat înainte care au fost termenii declarației mele politice. Consider că în termenii declarației mele politice românii l-au demis la referendum pe Traian Băsescu și Curtea Constituțională a hotărât altceva. Deci nu văd. Dacă mi-e teamă, păi dacă mi-ar fi teamă, ar trebui să mă las de politică la capătul fiecarei zile în care văd tone de calomnii, tone de mizerii, tone de injurii, tone de răstălmăciri în toată presa dedicată și finanțată regimului Băsescu și de către regimul Băsescu. Nu am din punctul acesta de vedere dreptul să mă las descurajat, intimidat sau scârbit, pentru că nu răspund în fața presei lui Băsescu și nu consider că am vreo obligație în fața presei lui Băsescu, ci în fața oamenilor care și-au pus speranța în mine, în partidele noastre, în colegii mei. Dacă îmi permiteți o întrebare, perspectiva coabitării cu președintele, chiar și instituțional vorbind, e posibil să vă gândiți la o altă procedură de suspendare dacă președintele nu respectă litera Constituției? Fără doar și poate. Mulțumesc foarte mult! Atenție.